făcut un studiu de caz sau un exemplu cum să estompezi un eveniment public, cum să bușești de fapt un eveniment public și nu-l arăți cu consumatorului media așa cum este el și să ascunzi niște fapte. Publica TV, de exemplu, l-a reflectat, atât Publica TV cât și Canal 2 au reflectat foarte tendențios și lipsit de echidistanță. În mare parte ei s-au rezumat a spune că, de exemplu, Uniunea Europeană laudă reformele și chestii de genul ăsta, însă dacă citim atent, cei care au citit atent raport și rezoluția își dau bine seama că a fost, cred că, cel mai critic din care a fost emisă și publicată până acum decât Parlamentul European și europarlamentar. De asemenea, iarăși, cum spuneam, s-au deplasat accentele. Oarecum publica, pot să dau citire, un aspect negativ semnalat în raport este adoptarea votului mixt în Moldova, deși chiar autorul documentului, Petras Austreviciu, s-a fost ales în Lituania în circumscripție nominal. Eu am încercat să înțeleg respectiva spusă, dar oricum n-am ajuns până la urmă. Nu mi-am dat seama ce au vrut spui cu asta și dacă în cazul respectiv ei au apelat la asemenea sintagme sau spusă, puteau simplu să apeleze sau să ia contact, să-i dea dreptul la opinie lui Austreviciu să se expună în cazul respectiv. Dacă Canal 2 și Publica TV au difuzat în mare parte opiniile, să spunem așa, pozitive, unele opinii care au fost menționate de către Andy Cristea și Marica Nicolae, cealaltă parte, Jurnal TV, a insistat foarte mult, de exemplu, pe opiniile critice. Au fost undeva 6-1. Jurnal TV 6 critici, unul pozitiv și Publica, respectiv, în aceeași manieră. Deci putem oarecum menționa că a fost un fel de spațiu disproporțional, atât ca și surse, cât și ca informații diferite. Moldova 1, cum spuneam, a fost, de asemenea, a reflectat subiectul, unul dintre cele mai tendențioase subiecte reflectate din câte monitorizez eu până acum. În mare parte, chiar dacă ei au încercat să spui, de exemplu, în titlul știrii și în portier că Moldova criticată de Parlamentul European, doar titlul a fost numai ăsta, în rest, informația din titlu a fost foarte una laudativă și nu s-au menționat critici care au fost mult mai multe în acest caz. Și ceea ce este foarte important, de exemplu, sursele folosite de către Moldova 1 au fost, să spunem așa, oarecum distorsionate, s-au schimbat accentul, de exemplu, au selectat din Austrevicius și din comisarul Han doar opiniile pozitive. Cred că a fost una sau două fraze pozitive exprimate de către ei, în rest tot a fost negativ din tot speech-ul lor. Însă l-au dat pe Andy Cristea care a oferit o poziție critică față de, și a acuzat de fapt partidele de opoziție, referindu-se aproape direct la PAS și cu PVDA, și respectiv Moldova 1 nu a considerat să dea dreptul la replică în această parte. Nici în acest caz, NTV, accent și Sputnik nu au reflectat în niciun fel respectiv subiect. Dacă ar fi vorba de concluzii generale și punctuale, de exemplu, toate cele 12 instituții, cel puțin pe parcursul celor 3 luni, au neglijat cel puțin o normă deontologică sau folosit cel puțin o tehnică de manipulare în reflectarea celor 5 subiecte. Părerea noastră este că în viitorul apropiat sau care cum suntem acum și deja am început monitorizarea pentru alte subiecte, pentru luna respectivă, se vor accentua și se vor mări numărul încălcărilor deontologice, atât deontologice cât și tehnice de manipulare folosite. Și trebuie să monitorizăm mai departe, să vedem ce se întâmplă. Și să ne întrebăm de ce se cheltuie milioane pe întreținerea CCA-ului. Deja asta am început discuție. Victor, îți mulțumim pentru această prezentare consistentă. Eu cum vor urma întrebări, deja simțim că ele sunt. Am să vă rog să vă prezentați atunci când o să abordați întrebările și întâi de ziua Consiliului Judiciarului. Am fost foarte atentă la expunerea raportului dumneavoastră și mi-a părut o întrebare de genul. Ați vorbit despre prezentarea unor informații neverificate și transmiterea la surse imposibil de verificat.
ok cu transmiterea, la spus, e sigur de verificat, îmi dau seama cum se face verificarea sursei, dar n-ați făcut trimitere la prezentarea unor informații neverificate, evitat la ce v-ați referit? Eu vă dau un simplu exemplu. Imediat în ziua de, a fost 19 sau 21, cazul cu adunarea pe linie. Reporterii Canal 2 și Publica deja știau că sunt 100 de mii de oameni în Piața Mare, în Piața Mare. De unde știau? Probabil le-au numărat. S-au înregistrat deja pe liste. Anume, asta este modelul în care verifici o informație și după aia o tai. Dacă dădeau informația respectivă, de exemplu, în a doua zi sau în a treia, când a venit deja și poliția și a spus deja că e adevărat, că nu e adevărat, e ok. E altă mâncare de pește. Dar când poliția deja a spus că au fost 90 de mii, era oarecum mai credibil. Dar în momentul în care tu singur, ca reporter, în exact aceeași zi, spui că au fost 100 de mii, mi se pare că... Asta, de fapt, sunt falsuri. Nu s-au luat niște date concrete de la instituții. Da, inclusiv astea sunt falsuri, pentru că nu sunt informații verificate. În momentul în care e informația verificată, atunci nu e informația verificată. În momentul în care nu este verificată, asta e fals. În ceea ce privește campania electorală, da, am decis că vor fi monitorizate 13 posturi de televiziune, în special vor fi monitorizate posturile cu acoperire națională, pentru că inclusiv codul electoral specifică faptul că Consiliul Audiovizual este obligat să prezinte cecului rapoarte de monitorizare privind reflectarea campaniei electorale de către posturile cu acoperire națională. În lista posturilor monitorizate se regăsesc inclusiv și posturi de televiziune cu acoperire regională, care, după părerea noastră, adică în special toate posturile care au fost în această listă, vor fi monitorizate principalul buletin de știri, dar asta nu înseamnă că doar principalul buletin de știri și asta nu înseamnă că doar aceste 13 posturi vor fi monitorizate, ori în cadrul campaniei electorale, fiecare membru al Consiliului este de datoria noastră ca să privim și să vedem și celelalte posturi de televiziune, să ne autosesizăm. Plus la asta vin și sunt necesare, chiar binevenite, toate sesizările care vin de la consumatorii de informații, nu doar de la partidele politice. Ori deja dumneavoastră ați putut observa că încă în perioada electorală noi am început să fim zilnic sesizați de către anumiți concurenți electorali. Cam așa stau lucrurile pentru moment, dacă sunt careva întrebări. Eu am doar o curiositate legală, în prezentare pentru dumneavoastră, atunci când spuneți că sunt, de exemplu, situații când se discută contradictor, dacă poate fi sancționat sau nu o instituție, cum se decide? De ce balanța înclină, de exemplu, ca instituția să nu fie sancționat? Cum am avut practic? Bine, toate sancțiuni, în primul rând, rapoartele de monitorizare, rezultatele rapoartelor de monitorizare, ele se discută în ședința CCA-ului, fiecare membru are viziuni diferite, fiecare își expune opinia și atunci deciziile se iau cu cel puțin 5 voturi și asta de asta și avem rezultatul care va veni. Dumneavoastră ați putut observa, adică ședințele sunt publice de cele mai des ori, adică sunt transmise live și atunci, mă rog, opiniile sunt diferite, sunt nouă membri. Editorii posturilor TV sunt îndemnați să supravegheze conținutul editorial. De ce la unele posturi editorii supraveghează acest conținut editorial și își reușesc să facă materiale la oameni de standarde jurnalistice, iar la comunicare? Dacă să vorbim în online, editorii supraveghează, dar evident că în online mai mult ești pentru cine dă primul, acela ia tot traficul. Iai tot traficul, aduce bani. Și de aceea, în online ne dă posibilitatea, chiar dacă apare cumva, evident că reporterii sunt atenți, dar dacă cumva și mai greșești sau vrei să adaugi, oricând între peste 2-3 minute și la noi, din păcate, nu ne permitem luxul ca fiecare știre înainte de a fi publicată să treacă prin, nu știu, prin mai multe filtre, să vadă și editorul, să vadă și un, mai întâi, nu știu, producătorul.
Așa că mai întâi apare pe site, după care deja intrăm, de exemplu, editorul și mai vede cu greșelile gramaticale. Dar fiecare are libertatea de a scrie. Adică fiecare reporter, înainte de a fi angajat, evident că el știe care sunt reguli de bază, care este politica editorială, dacă ești de acord. Da? Dacă nu faci față sau nu ești de acord cu această politică editorială, tu deja nu faci parte din echipă. Mă pare foarte rău pentru că de fiecare dată noi invităm pe reprezentanții tuturor instituțiilor media pe care le monitorizăm și, din păcate, de cei care sunt, să zic,